în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu dumneavoastră, medieșenii, pentru noi este tot mai clar că acum se poate genera schimbarea de care Mediașul are nevoie. Vă mulțumim pentru modul în care ne-ați primit, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumim tuturor celor care ați venit cu idei și propuneri pentru viitorul orașului, vă mulțumim și celor care aveți alte opinii și îmbrățișați alte formațiuni politice. În același timp, vreau să vă spun că ne dorim o campanie electorală decentă și curată, o campanie electorală în urma căreia medieșenii și Mediașul să aibă de câștigat.